Bun venit la cea de-a șasea zi a săptămânii a doua a studiului despre trezire și evangelizare. Azi vom vorbi de stăruința în rugăciune. Adesea începem să ne rugăm pentru trezire și pentru evangelizare, dar trăim în generația instant. Ne dorim ca trezirea să vină acum. Am început studiul, avem 21 de zile, vrem trezirea, dar 21 de zile s-au dus, nu merge așa. Trebuie să te dedici unei vieți de rugăciune stăruitoare. O rugăciune stăruitoare fără să renunți. Isus a dat o pildă despre o văduvă care a continuat să insiste înaintea unui judecător nedrept și datorită insistenței ei, judecătorul i-a făcut dreptate și Isus a spus că așa trebuie să ne rugăm, trebuie să vă rugați cu stăruință. E foarte interesant pentru că Isus nu l-a comparat pe Dumnezeu cu judecătorul. Noi s-ar putea să fim ca văduva, dar Domnul este drept și pasă de oameni, pe când acelui judecător nu-i de ei. Rugăciunea este o relație profundă cu El. De ce trebuie să ne rugăm consecvent și cu stăruință? În primul rând, rugăciunea ne schimbă pe noi. Motivul rugăciunii stăruitoare înaintea Domnului nu este acela de a schimba pe alții. Vă aminti -am scopul lui Dumnezeu în viața noastră? Să ne schimbe pe noi. Permiteți-mi să vă dau o ilustrație care să vă ajute. V-am spus de mama, cum am rugat pentru ea 25 de ani. Mama nu dorea să vorbească cu mine, era împietrită. Dar într-o zi, când mă rugam, am fost așa împovărat pentru ea, și deja mă rugam de 10 ani fără încetare, și totul părea fără speranță. Domnul mi-a vorbit foarte clar și mi-a spus: Fiule, problema nu este la mama ta, tu ești problema. Cum adică, Doamne? El mi-a spus: Mama ta a avut o viață grea. Tatăl meu a fost bolnav și mama a trebuit să muncească, mergea la muncă dimineața și se întorcea târziu, iar apoi trebuia să aibă grijă de copii și de tatăl meu care era foarte bolnav. Ea a avut o viață grea, iar tu nu i-ai spus niciodată că apreciez sacrificiile ei. Vai și ce vinovat m-am simțit! Am sunat-o pe mama și i-am spus, mamă, iartă-mă te rog, am fost nerecunoscător liniște, nu știam ce va spune. Apoi mi-a spus, Sami, nici nu știi ce mult înseamnă pentru mine. Din acel moment, mama a început să se deschidă, a durat ceva, dar a început să fie mai deschisă și am spus despre Hristos. Vedeți, mă rugam pentru ea, iar Domnul mi-a arătat mie ceva despre mine. De scopul stăruinței nu este neapărat schimbarea persoanei pentru care te rogi, pe măsură ce te rogi și intri în prezența lui, el te va schimba așa cum a schimbat pe mine. Deci, roagă-te, crede, nu renunța! Acum te să faci ceva. Am vorbit ieri despre mărturia ta și despre scrierea ei. Vreau să mai scrii ceva. Vreau să faci un cerc, iar în interior ești tu. Tu ești acolo. Apoi vreau să desenezi încă unul și să pui familia ta. Și scrie numele fiecăruia. Apoi desenează un cerc și mai mare pentru prietenii tăi și scrie numele celor mai apropiați. Apoi desenează un cerc și mai mare, cunoștințele tale, și scrie numele lor. Apoi, în cercurile pe care le-ai desenat, acele cercuri concentrice pe care le-ai creat, vreau să scrii numele oamenilor din cercuri care au nevoie de Isus. Vreau să încep să te rogi pentru ei. Nu renunța! Roagă-te zilnic pentru oamenii care sunt în acele cercuri și au nevoie de Isus Hristos. Stăruiește în rugăciune! Indiferent cât va dura chiar 5 zile, 5 ore, 5 ani, 25 de ani, roagă pentru ei, până când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune. El aude, apropo, bunica s-a rugat pentru tata și a murit fără să vadă răspunsul la rugăciune, dar Domnul i-a răspuns. Tata a fost mântuit mult mai târziu, de fapt, după 25 de ani de la moartea bunicii mele. El l-a mântuit. Deci nu renunța, nu-ți pierde speranța, nu înceta să te rogi, nu obosi. Stăruiește în rugăciune și Dumnezeu va răspunde.